Zilele acestea se lucrează intens la finalizarea tribunei întâi de pe stadionul Marin Anastasovici. Un furnicar de lucrători pregătește tribuna care deja a prins contur. Următorul meci acasă al Astrei va fi practic o inaugurare a noii construcții, care poate primi peste 2500 de spectatori. Lucrările la tribună sunt într-un stadiu avansat, asta însemnând că se finalizează locația pentru scaune și urmează ca chiar în această săptămână să se monteze scaunele și să se facă ultimele finisaje în cele care trebuie la tribună. Deci scări de acces în interior și așa mai departe. În orice caz, ceea ce interesează este faptul că meciul cu Ceahleu Piatra Neamț, primul meci care îl avem acasă, se va juca inclusiv cu această tribună și sperăm noi să fie chiar plină. Noutățile de la stadionul Astrei nu se opresc aici. Spectatorii vor beneficia de un nou drum de acces. Acesta străpunge practic spațiul de la șoseaua dinspre Steaua Dunării și ajunge în stadion. Prin lateralul complexului administrativ deservind partea stângă a tribunei întâi. Noul drum de acces este o condiție impusă de UEFA pentru ca stadionul să fie omologat pentru meciuri internaționale. Conform normelor Uniunii Europene de Fotbal, atât accesul cât și ieșirea suporterilor de la tribună trebuie să se facă pe mai multe căi de acces, deci s-au făcut încă o șosea nouă, s-a asfaltat, șosea care este în apropierea parcului din fața hotelului Steaua Dunării. Următorul meci acasă al Astrei se va desfășura duminică 22 septembrie, când Giurgiu Veni vor întâlni Ceahlăul Piatra Neamț.